Salut! În imagine vedeți în acest moment o parte din instalație termică a unui panou solar. Acesta este unul de tip presurizat, iar în acest moment, după cum observați, există o mică problemă în instalație deoarece barometrul arată presiunea aproape de zero. După cum se vede, această depresurizare pare să fie cauzată de conexiunea dintre vasul de expansiune și rețea. Pentru remediere, mă voi ajuta de această pompă pentru testarea instalațiilor. Să începem! Încep reparația prin desfacerea conectorului pentru furtun, ce este conectat în capătul robinetului, ce servește la golirea sau la alimentarea circuitului panoului de apă caldă. Mai departe, voi conecta furtunul ce va face legătura între instalație și pompa manuală. Dar înainte, voi da foarte bine cu teflon pe filetul furtunului pentru a preveni pierderile de lichid și implicit de presiune în timpul încărcării. Furtunul îl voi conecta mai întâi manual pentru a mă asigura că intră în poziția corectă, iar mai apoi voi folosi cleștele pentru a realiza o strângere cât mai fermă între cele două filete. Golirea o voi face prin deschiderea robinetului unde am conectat furtunul. După această procedură, presiunea în instalație va fi 0. Mai departe, voi desface conexiunea dintre țeava de cupru și vasul de expansiune. Din cauza poziției în care se află vasul de expansiune, doar deschiderea robinetului de golire nu va face posibilă și scoaterea lichidului de pe țeava la care este conectat acesta. Astfel, mă voi folosi de o cârpă pentru a șterge lichidul care va curge din țeavă. Nu este foarte mult, însă este de evitat să curgă pe jos, mai ales că eu în acest moment mă aflu în podul casei. După desfacerea mufei, observ că o parte din garnitură a rămas lipită de mufa vasului de expansiune. Aceasta trebuie neapărat înlăturată. Mai departe, observăm că garnitura este complet distrusă, cel mai probabil de la temperaturile ridicate la care ajunge lichidul în timpul zilelor foarte însorite. Garnitura am înlocuit-o cu una de dimensiuni similare, însă cu caracteristici termice mult mai bune pentru a rezista la temperaturi ridicate. Conectez înapoi vasul de expansiune. Mai întâi strâng câteva filete manual, iar apoi strângerea finală o voi face prin intermediul cheilor. Iar mai apoi curăț resturile ce au rămas în urma reparației. Urmează acum să umplu înapoi instalația cu lichid pe bază de antigel. Pentru a face acest lucru, am conectat furtunul care este deja conectat la robinetul instalației la pompa de alimentare manuală. Am pompat cu robinetul închis pentru a mă asigura că nu există pierderi între furtun și instalație. După câteva minute de pompare, am reușit să cresc un pic presiunea în instalații. În acest moment se află la 0,5 bar. Continui să pompez mai departe până voi ajunge la presiunea dorită. În cazul meu nu voi putea trece de 2 bar, deoarece vasul de expansiune nu va permite acest lucru, iar tot lichidul pompat în plus va fi preluat de acesta, riscând să umplu instalația prea tare, iar în momentul în care va fi necesar să preia o suprapresiune, să nu mai existe spațiu pentru volumul respectiv, caz în care vana de suprapresiune va trebui să acționeze, ceea ce nu este un lucru de dorit. După ce am finalizat umplerea instalației și am ajuns la presiunea dorită, am închis robinetul și apoi am deconectat pompa de încărcare. De menționat faptul că în tot acest timp am folosit mânuși și ochelari de protecție pentru a evita orice fel de contact cu antigelul, acesta fiind o substanță destul de toxică. În final, după câteva minute de așteptare, conexiunea arată destul de bine, nu prezintă nicio scurgere, iar presiunea a rămas la nivelul la care am setat-o. Însă va trebui să urmăresc evoluția în timp pentru a mă asigura că totul este în regulă și că presiunea va rămâne mereu în instalație constantă. Cam atât cu acest video, sper că a fost util, mai jos secțiunea de comentarii pentru întrebări și ne auzim la clipul următor. Salut!